Vreau să revenim puțin la cele două cărți care au apărut la editura Herald, pentru că te-aș ruga să facem așa cu o scurtă recenzie pentru fiecare. Avem cartea lui Enoch și cartea Tainelor lui Enoch. Da, și Să vedem ce diferenții sunt. începusem să spun că cartea lui Enoch este varianta etiopiană, care este cea mai veche, și pentru că vorbeam mai devreme de existența mai multor cărți ale lui Enoch, este vorba într-adevăr de o întreagă literatură enohică. Cele două cărți ale lui Enoch nu sunt singurele. Există și alte cărți care vorbesc despre Enoch. Ele nu se numesc Cartea lui Enoch, dar tot despre Enoch vorbesc. Cartea Jubileelor, de pildă, sau Enoch 3, despre care o să spun imediat. Deci există într-adevăr mai multe cărți care fac referire la acest personaj. Este vorba deci de prima traducere etiopiană, care este cea mai veche și care e Cartea lui Enoch, iar Cartea Tainelor lui Enoch este o a doua variantă, care s-a păstrat în traducere slavonă de această dată, care este mai târziu tradusă și, ca atare, include elemente diferite, pentru că între timp povestea lui Enoch, legenda aceasta, căpătase noi dimensiuni, noi elemente, și atunci a doua traducere include niște lucruri suplimentare care în prima nu se regăsesc. Și există, spuneam, o a treia carte, care e scrisă și mai târziu, și care se numește Enoch 3, asta este Enoch 1, Enoch 2 și există Enoch 3, care este scrisă mai târziu și care nu este de fapt o traducere a acestui text dispărut, ci este, dacă vrem, o continuare, un sequel, o continuare a poveștii, venind cu elemente complet noi, pentru că în tradiția ebraică, ideile, în general, circulă foarte mult pe cale orală până să fie scrise. Adică atunci când avem un text scris în tradiția ebraică, înseamnă că în spate are o lungă tradiție orală. Și poveștile acestea cu Enoch circulau. În momentul în care au fost transcrise, practic au fost transcrise pe baza nivelului respectiv al legendei, și spuneam, există diferențe între 1, 2 și 3, pentru că între timp personajul a căpătat noi valențe, noi puteri, noi caracteristici. Haide, te rog, pentru cei care chiar nu au, deși mă îndoiesc că sunt convins că majoritatea celor care sunt prieteni acestui podcast, presupunând că sunt câțiva mai new entry, așa, foarte pe scurt narațiunea lui, ca să știe lumea exact despre Da, cine e deci vorba. spuneam că este un personaj biblic despre care textul spune că a fost luat la ceruri și n-a murit, pentru că a fost un om bun, a respectat poruncile lui Dumnezeu și a făcut exact ceea ce trebuia să facă, și atunci devine, dacă vrem, un deziderat. Toată lumea, sigur, ar vrea să ajungă înger, toată lumea ar vrea să urce la cer și să nu moară, și atunci devine un personaj exemplu pe care multă lume dorește să-l urmeze. Inițial e vorba de pur și simplu transformarea lui în înger, și aici trebuie să spun că este interesant în literatura ulterioară și mai ales în literatura cabalistică. E foarte importantă această evoluție a personajului Enoch, pentru că există ideea unei transformări a lui, în primul rând, transformarea lui în sensul rolurilor pe care le joacă. El ajunge în cer ca un om transformat în înger, dar încet, încet, în ierarhia de care spuneam mai devreme, ierarhia angelică din lumea divină, urcă pe trepte din ce în ce mai înalte, ajungând în final să fie chiar cel care conduce lumea angelică. Dar ceea ce este interesant și spuneam rămâne relevant în literatura ulterioară și mai ales în literatura cabalistică este faptul că, fiind de origine umană, are încheieturi și poate sta jos. E foarte important în gândirea cabalistică, pentru că, de fapt, el este testul pentru cei care intră în lumea lui Dumnezeu, pentru misticii care, prin meditație, se apropie de Dumnezeu, intră în lumea divină, pentru că dacă știu despre Enoch că este înger și că are această calitate de a sta jos, știu că atunci când îl văd în drumul lor spre Dumnezeu, este Enoch și nu este Dumnezeu. Pentru că, nu e așa, până la urmă, îngerii nu au posibilitatea să stea jos. În schimb, Dumnezeu este descris de multe ori ca stând, bine, nu neapărat fizic, dar ca o entitate, ca o imagine, ca o, cum să-i spunem, care stă pe tronul divin.
Ori dacă stă pe tronul divin, pentru un mistic care nu e bine pregătit, dacă intră și îl vede pe Enoch stând, poate crede că a ajuns deja la Dumnezeu. Și asta este, de fapt, testul, dacă vrem. De asta spuneam că e important în gândirea cabalistică, pentru că este unul dintre momentele importante în experiența mistică. Dar, din punct de vedere al personajului, de la un simplu înger de origine umană care este ghid pentru omul care vrea să intre în această lume, pentru că este legătura dintre cele două lumi și atunci, sigur, poate fi un îndrumător pentru omul care se apropie de Dumnezeu într-o experiență mistică, ajunge încet, încet să crească la nivelul avocatului omului în fața lui Dumnezeu. Deci, practic, ajunge să-i spună lui Dumnezeu: a greșit, dar iartă-l pentru că a făcut și lucruri bune, e cel care contabilizează, dacă vrem, e avocatul apărării. E cel care contabilizează faptele bune și faptele rele ale omului și încearcă să-l convingă pe Dumnezeu că cele bune sunt mai importante și merită să fie iertat. Iar ulterior, rolul lui crește, ajunge să fie, dacă vrem, reprezentant al întregului popor al lui Israel în fața lui Dumnezeu. De ce? Pentru că știm bine că textul biblic, Biblia ebraică, este o continuă negociere între Dumnezeu și om. Dumnezeu spune: nu fă aia, omul face, după aia trage și după aia Dumnezeu îl iartă și o ia de la capăt. Și atunci este ideea asta că până la urmă Enoch ajunge să fie îngerul întregului popor al lui Israel, care tot așa încearcă să-l convingă pe Dumnezeu să ierte poporul și să-l lase să-și continue drumul. Iar în final ajunge să fie practic avocatul umanității în general în fața lui Dumnezeu, atunci când umanitatea este la marginea prăpastiei, îl convinge pe Dumnezeu să nu distrugă lumea pentru că omenirea încă mai poate să își revină să o ia pe calea cea dreaptă. Este însă ceva în plus în povestea asta. Această evoluție a lui pe trepte din ce în ce mai înalte și care ajung, de pildă, spuneam că ajunge la un moment dat să fie cel mai important dintre îngeri în lumea divină, ajunge să fie ceea ce se numește conducătorul creaturilor cerești atunci când îi cântă lui Dumnezeu, să zicem, când îl venerează pe Dumnezeu. Și de ce e important? Pentru că spune povestea că Enoch putea să spună numele lui Dumnezeu, să cânte numele lui Dumnezeu pe șapte voci, respectiv 7 octave, că putea să vorbească cu Dumnezeu în 72 de limbi, de asta era 72 de nume ale lui Dumnezeu, prin combinații de litere, nu sunt nume reale, ci sunt energii care îl apropie pe Dumnezeu. Deci sunt o mulțime de lucruri care sunt legate de el, dar dincolo de asta, la un moment dat în această evoluție, există în tradiția iudaică un înger care se numea, exista, că nu mai la un moment dat a fost abandonat, exista un înger care se numea Iahoel. Iahoel este de fapt o formă a numelui Iahve. Ca atare, de fapt, era văzut ca un Dumnezeu mai mic, ca un ajutor al lui Dumnezeu. Și era, de fapt, conducătorul lumii divine în această idee. Și pentru că la un moment dat, această apropiere a fost considerată periculoasă în sensul dietismului, adică în sensul că oamenii ar fi putut să considere că sunt doi Dumnezei. Vorba aceea, ideea gnostică, sunt doi creatori. Și atunci, pentru a evita o astfel de concluzie, se renunță la îngerul Iahoel, dispare din angelologie și Enoch preia cu numele de Metatron calitățile acestui Iahoel. Deci capătă un nou nume, Metatron, Enoch capătă un nou nume, Metatron, care de fapt este îmbinarea acestor două elemente diferite Dar care sunt. se păstrează totuși ideea unui cuplu, chiar și aici, pentru că Metatron are un frate geamăn, cumva, Sandalfon. Nu, da, Metatron de fapt și de drept. Adică Metatron, care este cel mai aproape om, care ajunge Da. aproape de Dumnezeu, și Sandalfon, care este un înger care ajunge cel mai aproape de om, și de fapt sunt cele două ipostasuri Exact, sau da. ale lui Dumnezeu care coboară spre om și al omului care urcă spre Dumnezeu, și astfel se explică, nu, steaua lui David sau pe cetea lui Da, da, Solomon da, cu da, da. triunghiul cu vârful în sus Și cel și cu cel cu vârful în vârful în jos, jos. dar într-o
armonizare și într-o unitate perfectă, pentru că distanța dintre fiecare Sigur, unghi în exact. parte este aceeași. Exact. Și de altfel mai există, am eu aici, există o altă construcție cu steaua lui David în 3D, care se numește Merkaba și care este exact aceeași idee a perfectei egalități între aceste laturi. Dar, într-adevăr, Metatron este, de fapt, să zicem, o întrupare a mai multor idei, a mai multor elemente a lui Enoch cu îngerul Iahuel, dar capătă ceva și din îngerul Gabriel, din arhanghelul Gabriel și din arhanghelul Mihail, deci preia de la fiecare câte ceva, pentru că de fapt asta este ideea care îl duce la a fi cel mai important dintre îngeri. Preia câte ceva de la fiecare și devine de fapt modelul, că de asta spuneam, pentru o serie întreagă de mistici evrei, în perioada cabalistică în special, devine modelul pe care toți ar vrea să-l urmeze, adică toți ar vrea să ajungă la această situație, la această calitate de a fi ridicați, să nu moară, să fie ridicați la cer și să devină îngeri, având această perspectivă. De altfel, trebuie să spun că asta în tradiția religioasă, dar în ceea ce privește, să zicem, partea științifică, studiul acestor idei, acestor evoluții, este o replică frumoasă dată de un cercetător american care se numește Harold Bloom, care a scris despre angelologia iudaică și care la un moment dat scrie că atunci când au plecat în Babilon, în robia babiloniană, evreii aveau o structură cerească destul de clară. Angelologia, demonologia erau destul de clare. Care sunt creaturile lumii divine, cum sunt îngeri, cum sunt demoni, cum devin din una în alta. Zice, în momentul când s-au întors din Babilon, s-au întors cu adevărate ministere, cu îngeri care au roluri foarte clare, cu nume de îngeri care au capacități foarte clare, pentru că până la urmă angelologia înseamnă de multe ori invocare, invocarea îngerilor și în funcție de îngerul invocat poți să obții anumite lucruri, adică fiecare înger are rolul lui, normal. Da, invocare care precede până la urmă ceea ce se numește gândirea magică. Că Da, păi e vorba de magie. Magie, da, magia magie înseamnă religioasă. invocare, Păi asta adică. zic, e magie religioasă, da, e o Dar e formă de foarte magie. interesant pentru că, uite, mitul ăsta al omului simplu care ajunge pe cea mai înaltă treaptă lângă Dumnezeu este chiar mitul lui Iisus din creștinism. Adică nu e Sigur. nimic pe dos în toată Da, chestiunea asta. da, da, da. Păi Până normal că modelul e acolo. la urmă, povestea este în felul următor, adică Adam, Fiul lui Dumnezeu, făcut, plăsmuit de Dumnezeu, pornește într-o aventură epică a cunoașterii tuturor lucrurilor bune și tuturor lucrurilor rele pe care el, cu libertatea lui de a zice da și de a zice nu, le poate face și pică, nu, din împărăția lui Dumnezeu într-o altă împărăție care nu e ruptă de Dumnezeu, dar în care Dumnezeu nu se mai vede. Abia se mai aude și pe măsură ce omul se tot depărtează, aproape că nici nu mai există. Da, el e de fapt prezent, dar nevăzut și nemai auzit, ci doar prin credință, prin întoarcere, prin redobândirea filiației astea dumnezeiești, omul se poate întoarce la Dumnezeu. Și asta există prin modelul lui Enoch Da. în iudaism, asta este fix aceeași poveste prin Isus, nu, care devine fiul lui Dumnezeu, dar și fratele nostru a tuturor, că nici el nu-l numește pe Dumnezeu.